Ungaria nu va mai bloca sprijinul statelor Uniunii Europene pentru Ucraina. E decizia în urma vizitei secretarului general al NATO Jens Stoltenberg la Budapesta. Cu toate acestea, premierul maghiar Viktor Orban nu va fi obligat să contribuie la sprijinul pentru Kiev. Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a anunțat la Budapesta într-o conferință de presă comună cu premierul maghiar Viktor Orban că a acceptat decizia acestuia de a nu participa la eforturile alianței împotriva războiului pe care Rusia îl poartă în Ucraina. Acest lucru se va întâmpla în schimbul angajamentului Ungariei de a nu împiedica alte țări membre să susțină financiar Ucraina. Prime Minister Orban has made it clear that Hungary will not participate in these NATO efforts. And I accept this position. And I'm glad that today the Prime Minister and I have agreed on modalities for Hungary's non-participation in NATO support to Ukraine. No Hungarian personnel will take part in these activities and no Hungarian funds will be used to support them. At the same time, the Prime Minister has assured me that Hungary will not oppose these efforts, enabling other allies to move forward. And he has confirmed that Hungary will continue to meet all of its NATO commitments in full. Declarațiile vin în condițiile în care președintele american Joe Biden și omologii săi din NATO urmează să convină la un summit la Washington luna viitoare asupra unui nou plan care să permită furnizarea Ucrainei unei asistențe mai previzibile și pe termen lung în domeniul securității și formării militare. At the summit, I expect allies will agree a leading role for NATO in coordinating and providing security assistance and training for Ukraine. I also expect allies will agree a long-term financial pledge to provide military support. This will provide the predictability and accountability that Ukraine needs. Premierul ungar a obținut însă anumite acorduri în urma negocierilor. This discussion today has concluded with an agreement. Hungary has made it clear that she does not want to and she is not able to change the decision of 31 other member states. We were given the guarantee today that when it comes to the Russian-Ukrainian war, when it comes to military out-of-area operation, we do not have to participate in that, that Hungary will not provide funds or personnel for this war, nor will the territory of Hungary be used for any involvement in this war.